În Superliga avem Universitatea Craiova cu FCSB. Da, Sunt tare curios cum o să fie meciul ăsta după scandalul de etapa trecută. Oltenii se laudă cu stadion plin de vreo 3 zile, să vedem dacă va fi așa. Da, FCSB-ul vine după meciul care a strâns cel mai mare scandal din fotbal românesc în ultimul an. Locul 4 Craiova, Cred locul că ăla 3... a fost meciul cu șep și cu Opritul, cu Craiova. Ela, și ăla. Hai, lasă-l, lasă-l las pe doi da. pe ăsta totuși, pe anul ăsta. <laughs> și Pornalist. mai avem da, mai avem pentru că acum se încing. Mai sunt patru etape în afară de aceasta. Craiova după două egaluri și o înfrângere și a dus aminte că trebuie să bată dacă vrea să se aleagă cu ceva la finalul sezonului, 3 la 1 acasă cu Rapidul, la un deplasare cu Șep și are 36 de puncte, de și sp ul 37. Dacă bate, sare și mare, mă rog, măcar șanse teoretice la titlu, mai ales că va juca în următoarele două etape în deplasare cu CFR. Acasă cu farul, deplasare cu rapid și acasă cu Sepsi, în timp ce FCSB va juca în etapa după Craiova acasă cu sepsi, tot acasă cu CFR-ul, deplasare cu farul și acasă cu rapid, deci trei meciuri are acasă. În acest sezon 2 la 1 pentru Craiova la Craiova, apoi de două ori 1 la 1 la București, urmează această partidă la Craiova. Ultima victorie a FCSB-ului la Craiova, 8 mai 2022. Era a doua victorie consecutivă pentru FCSB, pe terenul celor de la Craiova. FCSB-ul după două egaluri și două victorii, spunem, a venit înfrângerea cu Rapidul. Meciul al la complicat. <laughs> da. Că chiar e complicat. Chiar e da. complicat. Nu știu ce să parieze aici. Dar eu o să, o să pariez ceva, îți dai seama. Normal. Chiar. Pe zile și oameni. și oamenilor. O cotă chiar bună. Fii atent, 5 din 5 GG-uri în meciurile Craiovei din playoff, off 4 din 5 în meciurile FCSB-ului. Spectaclă, cum ar zice a, olandezii. Bine. După o serie de 6, a, nu, scuze, 7-6 de galbene, mă uitam, și două roșii au încasat jucătorii FCSB-ului în actualul sezon, pe locul 7 în clasamentul fair play-ului, în timp ce jucătorii Craiovei au încasat 73 de galbene și 5 roșii pe locul 13 Poi. în clasamentul FRP, ce Deci mult mai de, de destul de așa, nu? M-a acasă. Timid, da. slăbuț, da. Da. Uh, am văzut că în, uh, în atac chiar uh, se descurcă binișor amândouă. Uh, ne uităm pe cote și aici cotele sunt foarte echilibrate, 2.75 Craiova, 2.65 FCSB-ul. X-ul 330 o, bun. A, Da Mergem în secțiunea de super pariuri Și dăm de aici de la acest filtru de cote La 280 parcă văzusem eu o, bun, în fine. bun, A, Pe la 280 stați că vă arăt acum Sper să nu fi scăzut între timp Nu n-a scăzut Asta e Ia vedeți Ambele echipe marchează și fiecare echipă va avea peste 1,5 cartonașe, cotă 2,80. Se poate lăsa cu trosneală, dar... Bine, este riscant, ca orice pariu, de aceea vă și recomand întotdeauna să fiți foarte cumpătați cu mizele. Ați văzut că eu mizez 1%. Dar valoarea cotei mi se pare una chiar foarte bună, mai ales că premize pentru ceomăgeală există, iar Statistica GG-urilor e de partea noastră, da? Așa că o să-l joc. Nici nu mă interesează dacă ai zice tu că să termină 0-0, eu îl joc. Așa. Ar putea să te intereseze doar în situația în care îl va comenta. Și atunci ea mototolește. Nu, no, Adi are treabă cu premierul. Da, trebuie. Da, da. Serios! Da.